Erau cu niște romi în mașină, i-am luat de la Sfânt Spiridon și la Cosme și s-au apucat să certe, că să-i duc la parcon. Erau... Și atunci m-am întors capul în spate și mi-a apărut Dacia față și n-am mai putut să ieri. Nici n-am reușit să frânesc eu, că m-au dat așa. Dar când am început să țepe pe țigănești, a fost reacția de a vedea ce se întâmplă în spate. Accidentul s-a produs pe strada Oaștei, în intersecția de la liceul Garabeti Brăileanu. Taximetristul venea de pe o stradă laterală și a intrat în plin într-o Dacie care circula regulamentar. În autoturismul lovit se aflau doi bătrâni care au rămas captivi în caroserie. Pompierii au fost nevoiți să folosească utilajele de descarcerare pentru a scoate victimele din mașină. Cauza este neacordarea priorității de către autoturismul taxi. A rezultat vătămarea unei corporale a unei persoane și avarierea celor două autoturisme. Cei doi bătrâni accidentați sunt în afara oricărui pericol. Taximetristul s-a ales cu permisul suspendat și riscă să fie cercetat pentru vătămare corporală.